Să lăsăm glumele, să trecem la tema culinară oferită de Gina. O fi una ferită de dificultăți? Vedem cine râde la urmă. Dragii mei, suntem în ziua de audiții cu numărul 9. Asta înseamnă că până acum au fost jucate 8 amulete. Mm-hmm. Și mai avem. Eu am 3. Eu 4. Cum ți se pare situația asta pe un singur avantaj? Cătălin, tu până acum ai dreptul să-ți folosești mâinile 3 minute într-o probă. Dar la mine așa mi se întâmplă mie în toată viața, la mine trebuie să fie cel mai greu. Eu sunt în ultima secundă. Sorin nu are una, nici două, nici trei. Are 4 amulete câștigate. 5 cu aia de astăzi. Arunc cu ceva după tine. Cam atât de multe probe de alea câștigate încât mi-e și rușine să mai câștig. Vorbesc serios. Așa. Nu știu ce să le mai fac. Cred că singura soluție este să nu mai gătesc. Ai ales să mă retrag? Să nu mai gătești astăzi? Da, nu știu, să mă retrag așa să... Dacă mai au încă una, o să rămân singur în emisiune și mă plictisesc. Eu cu cine mă mai cert? Băieți, trebuie să recuperați. Zine ce, pentru ce ne luptăm azi. Oh, în această zi vă luptați pentru amuleta care îți dă dreptul să blochezi un concurent din echipele adverse pe jumătate din durata uneia dintre probe. Am una de asta. Dacă mai au încă una... Dacă o ia Bonte, am dau demisia. Bă, acum cum să fac? Să nu mai gătesc? Eu ce dracu să zic, mă? Nu mai zic nimic. Asta chiar merită câștigată din cauza faptului că poți bloca un concurent care este foarte bun. Avantajul meu este că Bontea mai are unul din ăsta. Ar putea să-l folosească împotriva mea, când eu mai am doi oameni. Dar eu am un avantaj în care pot folosi mâinile 5 minute. Și mă apuc și eu să montez cu echipa. Totul începe să aibă sens. Cine jurizează? Lasă! Zic. Astăzi veți găti fasole, da? Iar de jurizat, da? Vă jurizează... Cine? Șef Petrișor Tănase! Mama mea! E acel Petrișor? Da, acel Petrișor! Mie nu prea-mi place să mi se spună Șef Petrișor, mie îmi place să se spună Petrișor, simplu. Este primul bucătar român care a apărut la televizor. Ea spune domnul Petrișor basculant. Că săracul a muncit, a cărat, ca basculant, a cărat la bucătărie după el. Eu fac meseria aceasta din anul 1977, deci iată, sunt mulți, mulți ani. Faceți voi socoteala exact când sunt. De ce să-i spui? Un om care are o întreagă istorie în bucătărie în spate. Am pus să muncați. De ce? Pentru că tu ai cârnații pe masă, eu am sanșa că ești nebun. Ce să facem? Hai, poate așa iese. Cea mai mare surpriză a acestui sezon trebuie să gătim cu... fițe, figuri, deci gătim cu fasole. Tema asta este foarte tradițională. Dintre noi unul singur a făcut armată, deci am mâncat Sorin la fasole de la Lotos Draci. Eu nu sunt fan fasole. Ori mi se trage din armată, ori habar n-am. Hai mă, nu mai contează, hai să gătim. Eu vă propun așa, dragii mei. Să vorbim mai puțin, da. Să gătim mai mult. Da. Unii dintre noi, și bine. Unii și să dintre începem... noi... Acum, pentru că aveți la dispoziție aceleași 60 de minute. Succes! Băi, zi-mă, mai gătesc sau nu? Eu gătesc, măi, ești nebun la cap, păi nu gătesc eu cum să gătesc. Băi, mai gătesc sau nu? Că nu știu cum să fac, Cătălin. Cătălin, gătesc sau nu? Îmi place să-i tachinez. Mai ales că Florin se enervează. Ce ești, mă, așa arogant? Nu o să mă, dar se întâmplă acum ce să fac. Se enervează. Adică dacă nu-l lași în pace. Iar eu nu pot să-i las în pace. Da, mă, hai, nu mai da la întors acum și tu, că de-aia nu o să câștigi tu azi. Nu o să câștigi azi pentru că nu o să-ți iasă farfuria, cum s-a întâmplat de fiecare dată. Ce, tu ai atâta la întors să-ți pregătești terenul? Asta am învățat-o de la tine, băi. Da, ce vrăjeală. Credeți-mă, nu vreau să câștig astăzi, dar dacă se întâmplă, asta e viața. Băi, eu nu m-aș supăra să câștig azi, mă. Ce, care-i problema? Nu te-ai supărat să câștig eu azi, sau cum ai zis? Astăzi, dacă tot ne-a anunțat că vine maestru Petrișor, am zis să dau un clasic. Tu știi și tu proba asta? Hai, pe bune. Mi-aș dori. Hai, pe bune, că ești una măcar. Ce să fac cu fasole, bă, tăcârnați. Ce era să fac? Ia uite cum arată ceapa și cu usturoiul ăsta. În asta o să prăjim fasolea. Fasolea. Fă o dulceață de ceapă. Pune usturoi. Pune fasole, trage-o frumos la tigaie, după ce ai fiert-o. După care pasează-o bine, 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 bine. Și fă-o așa, mătăsoasă. A, că nici asta nu-i de gust, lăsăm de o meserie.
Astăzi fac o vizită în Mexic. Am auzit că Nea Petrișor și-a luat casă în Mexic. Ce să vezi? Facem tacos. Da. Că dacă tot m-am plimbat prin lumea asta, măcar am rămas și eu cu niște chestii de pe acolo. Ceea ce nu-i rău deloc. Călim ceapa cu usturoiul, barabim, barabam. După care, șmecheria șmecheriilor. Pun toate condimentele. Boia dulce, boia iute, coriandru pudră, chimen măcinat. Și le sotez foarte bine în ulei. După care punem carnea, gătim carnea, după care punem fasolea. Dar este foarte important și trebuie să simtă bine și gustul de fasole. Băi, deci fii atent, știi ce gătesc azi? Fac un simpozion de fasole. Sau, cum s-ar spune, bășini în farfurie. Adică fițe. Fițe. Fițe și figuri. Nu o să încerc să fac ceva simplu, pentru că aș vrea să epatez. De-aia o să gătesc ceva fine dining azi. Trebuie să stau să scot toate boabele verzi din fasole verde. O să încerc un piure de fasole. O să-l separ în două. Cât mai avem? Mai avem două zile să poți să termini și o fasolea verde? Lintea o fierbem, o scoatem, o tragem la tigaie cu puțin usturoi și niște... Cerneală de sepie! Sunt curios, trebuie să zică Petrișor de farfuriile noastre. Sper să zică lucruri bune, nu? Și să-i placă în primul rând. Cem în mini-bucătăria exclusivistă a celor trei șefi, loc intim de desfacere a talentelor proprii și personale culinare. Tema e cu fasole. Așa, să scoatem baconul ăla pe care l-am pus la fiert. De-ai... Ah! Papa bun, papa bun. Chili con carne, poate să facă oricine acasă chili con carne. Am pus un jalapeno acolo, pare puțin iute, dar nu foarte, foarte mult. Smântână, unt, fasole, fasolea fiartă un pic cu baconul ăla și să-și ia gust. Acum o lăsăm să se ducă la nivel de piure. Ce faci, Cătălin? Fasole bătută? Fasole. Ia uite, da, am găsit bătută aici ceva, niște foietași, pot să mănânc? Ce? Ia mâna de acolo. Nu-mi dai, mă, și mie niște foietaji? Cătălin, l-am văzut, lucrează cu, nu știu, vrea să facă niște circulețe, cu foietaji, cu la fel, florin, cu spume, cu tot felul de nebunii pe acolo. O șămânunt, o șămânunt, o șămânunt. Ca să epătăm până la capăt, sanjac. De ce nu? Niște sanjac frumos, poșat în unt, cu baconul ăla acolo. Să dea foarte bine farfuria azi. Normal, e mai importantă fasolea decât sanjacul. În 2018, dar nu contează. Ah, și încă o chestie, super șmecheria. Zeama din conserva de fasole, deci supa, sucul ăla în care stă cu fasolea în conservă, aia se numește aqua faba. Aia, în momentul în care o bagi la blender, se transformă în bezea. Și rău, veganii folosesc treaba asta ca înlocuitor pentru ouă. O să folosesc spuma asta ca să o pun în farfurie, pentru că o să fie o culoare mai interesantă și dulceagă, pentru că fasolea este dulce, are un adaos de zahăr oricum acolo. Și o să folosesc asta ca spumă pe farfuria mea de astăzi. Am băgat fasolica la chiliuț. Aș băga și puțină daia neagră, așa că asta era bună, da? Cam periculos. Așa că băgam fasole. La chili con carne n-am cum să am probleme. Ce probleme am să am la chili con carne? Băi, Petrișor mănâncă iute, mă? Vezi că am auzit că mănâncă foarte picant. Da? Ce chestie. Frige! Kiki, if you love me, chi-chi-cha-cha, chi-chi-cha-ni-chi-cha-cha, Kiki. E cu Kiki. La gust, toate trei, sigur că vor fi extraordinar de gustoase. Adică nu mi-e frică cumva vreunul din colegii mei să facă vreo năzbutie în farfurii. Cred că singurul care ar putea să facă năzbut în farfurie sunt eu. Fii atent aici. Ăștia sunt cârnații scoși din maț. Deci este o fasole cu cârnați. Așa. Le dulceață. Fasolică mai multă, că e pe bază de fasole. Carne mai puțină, flexitarian. Mai puțină cărniță, mai mult chili con carne. Am să fac și guacamole, în care am doar avocado, lămâie și am să iau o lingură de salsă. Și am să pun în guacamole. Și așa am văzut în Mexic. Dacă nici ea nu știu despre guacamole, nu știu cine mai știe. Eu sunt Manole, asta e Ana. Dacă nici de data asta nu merge, frate, n-ai cum.
N-ai cum. Aoleu, ba nu, uite-l pe Apolodor din Damasc. Uite. Apolodor! Te-ai întors! Așa, bă, Apolodoare! Aoleu! Mă uit la farfuria lui Cătălin și văd acolo e Arcul de Triumf, Poarta Sărutului. E poșetă! Da! Și poșeta, băi, grasule! Și hai să spun de ce a făcut treaba asta Cătălin. Petrișor vine din zona Asociația Națională a Bucătarilor și Cofetarilor din Turism în România. Genul ăsta de farfurii cu elemente din astea care sar mult din farfurie, se poartă. Și atunci Cătălin a jucat-o foarte inteligent. Pentru că a zis, bă, e fasole bătută, îi punem un mâner de poșetă și aia e. Bine, mă, atunci facem așa, dăm poșeta ultimă. Hai, dăm poșeta ultimă. Așa. Haide, ia povestește-ne, mă. Deci hai avem așa. Farfuria mea e farfurie plină de texturi. Avem cremos, crocant. Bă, deci tot. Asta trebuia să o mâncăm ultima dată, că e desert. Așa mi se pare și mie, cam dulce. Păi da, serios, da, mă, cam dulce. S-a cam diluat poezia de fasole din farfuria lui. Stilul lui Jedi, așa, totul. Un piure, un crocant și multă spumă, bineînțeles. Chili con carne, pe bază de fasole? Bonte a stat safe. I-am numărat bobele de fasole, erau 18 bobe de fasole roșii și 12 bobe de fasole negre și multă carne. E prea dulce, mă. Nu, bă, e, mai nu e iute deloc să dar mor. Dar nu vreau să o fac foarte spicy, mai lăsați-mă. Bă, dar nu e deloc. Eu cred că l-am făcut cât trebuie de picant. Nici mai mult, nici mai puțin. Adică să poată fi mâncat de oricine. Și acum Arcul de Triumf. Nu Arcul de Triumf. Ăsta? Da? Ăsta este mânerul de la poșetă. Nu, acum e potcoavă. E potcoavă. Sunt fericit cu gustul. E drăguță și poșeta. E fasolea voastră din copilărie. Da. Prin fasole bătută, cu cârnați, a reușit și în modul în care a aranjat farfuria, ne-a dus mai aproape de Brâncuși. Senzațional, Cătălin. Deci fii atent, avem asta așa. Călită. Acrișoară, bună. Iute, dulce. Sunt total diferite, n-au nicio treabă una cu cealaltă. Pot să spun că n-au în comun nici măcar fasolea? Hai să vedem. Trei feluri de fasole vor fi degustate de șef Petrișor. Între timp, ne